Încasările la bugetul public național în primele 5 luni ale anului au crescut cu 2,7 miliarde de lei comparativ cu perioada similară a anului trecut și au constituit aproape 28 de miliarde de lei. Potrivit Serviciului Fiscal, cei mai mulți bani au fost încasați la bugetul de stat. Este vorba de 11,6 miliarde de lei, în creștere cu aproape jumătate de miliard de lei. În același timp, la bugetele locale au fost acumulate 3 miliarde de lei. Cea mai mare creștere, cu 17%, s-a înregistrat la bugetul asigurărilor sociale. Este vorba de o sumă de aproape 10 miliarde de lei, iar la fondul asigurărilor medicale au fost acumulate în perioada ianuarie-mai peste 3 miliarde de lei, în creștere cu 15% comparativ cu perioada similară a anului trecut.